Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp, la momentul în care ați fost propunerea Partidului Social Democrat la Ministerul Economiei. Ați renunțat însă, Da. ați renunțat pentru că vi s-a spus să vă retrageți sau a fost o decizie personală? Nu, a fost o decizie personală. Și vă și explic de Vă ce. rog. Atunci, în perioada când am fost nominalizat, a apărut pe mass media faptul că acum 23 de ani am debutat în echipa Oțelului Galați, că sunt, v-am zis, sunt din Galați, și că nu mi-am apărat corect șansele. Nu știu dacă, tehnic vorbim puțin, dacă cineva când a debutat undeva mai avea timp să vadă dacă nu-i tremurau picioarele sau nu, și nu a fost adevărul. Asta este primul lucru. Al doilea lucru. Nu am venit de undeva în care, domnule, am venit de pe terenul de sport, ceea ce e un lucru extraordinar și chiar spun părinților, bunicilor să dea copiii la sport, să facă mișcare, îi ajută să îi echilibrează, îi ajută să fie ordonați, să mănânce când trebuie, să doarmă când trebuie, Un să joace lucru într-o bun, nu e un echipă, lucru un rău lucru să foarte faci bun. sport. Și ceea ce nu s-a zis Da. e următorul lucru. Eu am venit și am fost consilier local în municipiul Galați, am fost city manager al municipiului Galați, ceea ce am răspuns de tot ceea ce înseamnă investiții, fonduri europene, de aceea și știu anumite lucruri, pentru că am implementat la nivelul municipiului Galați, ordonator principal de credite și tot ceea ce s-a întâmplat în a administra un oraș întreg. Am fost de 2 ori secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Nu a zis nimeni acest lucru. Am răspuns de companii cum e CNAIRU, cum am răspuns de Portul Constanță, de aeroport, Otopeni. Am fost președinte Consiliului Tehnico-Economic, în care am avizat toate proiectele. Nimeni nu a zis lucrul ăsta. În 2019 am fost din nou secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Dar vedeți, dumneavoastră, Credeți că a fost cum așa. a fost pus la cale un linșaj mediatic atunci? Nu știu dacă a fost pus la cale. Este efectiv faptul că cineva a dat o foaie și a zis, domnule, spuneți că a jucat și n-a mai întrebat nimeni nimic despre ce e vorba. Sunt competitiv de fiecare dată, să știți, și contează ceea ce ai făcut și acolo unde am fost, să știți, mă uit în spate și văd că am făcut lucruri foarte bune. Vă invit de la Galați și pe dumneavoastră și pe telespectatori să vedeți că orașul arată altfel, împreună cu primarul municipiului Galați, împreună cu președintele Consiliului Județean Galați. Și cred că am făcut lucruri foarte bune acolo, cât și la minister și unde am fost, mi-am făcut datoria. Sunt senator în Parlamentul României, sunt membru al Comisiei, președinte al Comisiei de ITNC, sunt membru în Comisia de Transporturi și sunt membru în Comisia Română de Pretutindeni. Cred că prin ceea ce voi face și vom face, vom demonstra, deși nu știu dacă trebuie să demonstrezi ceva în momentul în care cineva a spus un neadevăr.